Părintele Claudiu Bulai, pentru mine această zi este una deosebită. La celebrarea liturgică, momentul cel mai emoționant pentru mine a fost când am urcat la altar. Atunci am simțit că am început o viață nouă. După ce am petrecut mult timp la școala iubirii lui Hristos, învățând că El este iubire, a sosit momentul ca acum să vorbesc despre această iubire, despre această iubire încarnată. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a încredințat această misiune. Doresc de asemenea să mulțumesc părinților mei și sorei mele care m-au susținut în toată această perioadă. De asemenea, doresc să mulțumesc prietenilor, cunoscuților, rudelor mele care au crezut în mine și m-au ajutat cum au știut ei mai bine. Vă mulțumesc! Fratele Iosif Amitricioae, Ordinul Fraților Minori Conventuale. Ce zi frumoasă, ce moment și câtă pace astăzi aici în Catedrala din Iași. Sunt bucuros că Dumnezeu m-a chemat. Mă rog la Dumnezeu ca să pot rămâne un om vesel, să pot transmite oamenilor bucuria pe care astăzi am primit-o. E un mare dar. Emoțiile care mă încearcă sunt puternice. Sunt frumoase emoțiile. Doresc tuturor celor care simt o chemare să răspundă cu promptitudine, cu maturitate și cu respect la chemarea pe care Dumnezeu le-o adresează. Iisus e minunat. Iisus face lucruri minunate în viața noastră. Iisus a făcut lucruri minunate în viața mea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, îi mulțumesc lui Iisus, mulțumesc Preacuratei Fecioare Maria, care m-a ajutat să ajung la acest moment important din viața mea. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți aceia care au contribuit la creșterea mea, la maturizarea mea și care m-a făcut om responsabil pentru hotărârile, pentru deciziile pe care le-am luat și pe care le voi lua începând în acest moment pentru viața mea, pentru cei care ne înconjoară și care ne-au fost încredințați. Mulțumesc tuturor! Părintele Marius Mărtinaș, este o zi cu adevărat mirifică. Este un moment atât de divin încât e greu să-l poți cuprinde cu mintea. Este un eveniment atât de sublim încât e greu să-l poți înțelege. Acum pot spune și eu împreună cu Preasfânta Fecioară Maria. Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu. Există o expresie, o exclamație folosită de Sfânta Scriptură care arată care ar trebui să fie răspunsul omului la chemarea lui Dumnezeu. Iată-mă, trimite-mă pe mine. A fost pronunțată de Abraham, de Samuel și chiar de Maria, mama Mântuitorului. Acesta a fost și răspunsul meu la chemarea lui Dumnezeu. Mulțumirile mele se îndreaptă spre toți cei care m-au sprijinit în acest drum de formare, spre toți cei care mi-au inspirat acest dor după Dumnezeu, familie, superiori, preoții care au activat în parohia de unde provin. Îmi doresc să se vadă în privirea și faptele mele bucuria și entuziasmul întâlnirii cu Dumnezeu și să fiu un apostol după planul și voința celui de sus. Este o zi care a schimbat identitatea și panorama întregii mele vieți. Părintele Adrian Aileni, este o zi minunată. Am trăit astăzi momente de emoție, de bucurie și împlinire prin primirea hirotonirii sacerdotale. Emoția și solemnitatea acestui moment cu siguranță vor rămâne întipărite în memoria și în inima mea, în special momentele consacrării și al ungerii, prin care Domnul mi-a dăruit harul său îmbelșugat, ca să fiu apostolul său. Preoția e un mare dar, dar e și un mister mare. Îi mulțumesc Domnului pentru darul său minunat și îl rog ca în toată viața mea să pot să descoper acest mister. Îi cer ajutorul lui Dumnezeu pentru a mă susține în slujirea sa cât mai fidel, pentru a-i putea conduce pe oameni la el, prin cuvintele, faptele și întreaga mea viață, iar pe el, izvorul oricărei binecuvântări, să-l dăruiesc neîncetat lumii. Mulțumesc de asemenea din inimă tuturor celor care m-au susținut în pregătirea din timpul anilor de seminar, prin exemplul și ajutorul lor și asigur de rugăciunea mea. Binecuvântarea Domnului să coboare asupra tuturor, iar numele Său să fie veșnic lăudat. Anton Tancău, Ordinul Fraților Minori Capucini. Astăzi pentru mine este o zi specială, deoarece Hristos m-a ales să fiu slujitor al altarului. După mulți ani de pregătire intelectuală și spirituală, am avut prilejul să-L cunosc mai îndeaproape pe Dumnezeu. Astăzi îi aduc mulțumire bunului Dumnezeu pentru marele dar al Sfintei Preoții.
și cred cu tărie că El va duce la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în mine, în ciuda nevredniciei mele. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Sunt fratele Constantin Daniel Cosmin și fac parte din Ordinul Fraților Minori Capucini, Custodia Fericitului Ieremia din România. Și într-adevăr astăzi doresc să-i aduc mulțumire lui Dumnezeu pentru marele dar al Sfintei Preoții cu care m-a înzestrat fără vrednicia mea. Mai mult decât un final de drum, anevoios sau nu, doresc să privesc acest pas important ca un mare început, punându-mi încrederea în Domnul că El va duce la bun sfârșit lucrarea cea bună pe care a început-o în mine. Pace și bine! Sunt fratele Ioan Iojă, sunt părinte franciscan minorit conventual. Acum, după Sfânta Liturghie, vreau să împărtășesc un sentiment. La această liturghie am simțit prezența lui Dumnezeu. Preoția pentru mine înseamnă dăruire și a-L mărturisi pe Hristos tuturor oamenilor, celor la care sunt trimis și care Dumnezeu, prin episcop și părinții superiori, mă trimit acolo unde trebuie și acolo unde o să slujesc. Sunt fratele Vlad Bogdan Bejan, preot nou sfințit al provinciei Fraților Minori Conventuali, provincia Sfântului Iosif din România. Pentru mine, astăzi, aceste momente pe care le-am trăit astăzi au fost momente unice, momente pe care nu le pot exprima prin cuvinte. Am simțit într-adevăr, pe parcursul Sfintei Liturghii, acțiunea Duhului Sfânt asupra mea. Și dacă la începutul celebrărilor am avut puține emoții, am simțit această putere a Duhului Sfânt care mi-a dat încredere și siguranță că pe acest drum la care am fost chemat nu voi fi singur, dar Dumnezeu mă va însoți cu ajutorul Său. Preoția pentru mine este o dăruire, este dăruire totală în slujirea lui Dumnezeu, în slujirea oamenilor și a Bisericii. Într-adevăr este o bucurie imensă și îmi doresc ca această bucurie să rămână mereu așa cum o simt acum. O bucurie care să se transpună în mărturisirea cuvântului, în operele de caritate și însăși faptul de a fi semne pentru oamenii de astăzi. Și mai ales prin celebrarea Sfintelor Sacramente. Sunt părintele Tiberiu Budou, preot diocezan pentru dieceza de Iași. Această zi a fost pentru mine, într-adevăr, cea mai importantă de viața mea. Și spun acest lucru pentru că, după 11 ani de pregătire, am ajuns slujitorul lui Hristos, preotul său, adică un alt Hristos, reprezentatul său, mijlocul poporului Dumnezeu. Iar bucuria mea este mai mare pentru faptul că, de azi înainte, voi celebra Sfânta Ioharistie, voi predica cuvântul lui Dumnezeu și îl voi face prezent pe viața mea, pe Hristos în mijlocul lumii. Pentru această misiune a mea, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu care mi-a dat viață și mi-a dat această chemare. Să le mulțumesc părinților mei care mi-au dat viață și m-au educat în spiritul credinței. Și rog, întreaga creștinătate, să se roage pentru preoți ca să rămână statornici în chemarea lor.